Salutare lumea, sunt Cristi și bine v-am regăsit la un nou episod. De data aceasta o să reacționăm la 12 cele mai mortale insecte. Cine știe ce o să vedem în topul de astăzi. Nu cred că o să arate atât de dubios insectele respective, mai degrabă efectele de după o să fie șocante. Deci o să reacționăm astăzi la asta. Nu uitați să apăsați acolo pe butonul de like și cine nu este abonat v-aș ruga să vă abonați în momentul acesta, pentru că încerc să ajung la 14 milioane de abonați. Dacă nu o faceți, o să vă găsesc și nu o să iasă bine. Da, hai să ne punem căștile pe cap și să reacționăm la 12 cele mai mortale insecte. Dacă credeai că animalele au nevoie de ghiare și colți pentru a fi înfricoșătoare, mai gândește-te odată. Natura este plină de asasini minusculi, gata să te atace la orice pas. Următoarele insecte îi vor înspăimânta chiar și pe cei mai curajoși dintre voi. De la gândaș sociabil la cel mai veninos păianjen din lume. Bă, nu știu de voi, dar înainte să înceapă videoclipul vreau să vă zic așa. Bă, cât de mici ori fi animalele astea, pe atât de scârboase și înfricoșitoare sunt. Adică noi nu realizăm ca oameni că suntem de 1000 de ori mai mari în mărime decât aceste micuțe insecte, dar totuși suntem înfricoșați de ele. Adică imaginați-vă dacă o tarantulă, uite pe asta cum o vedeți aici în fața dumneavoastră, cât are? 50 de grame? 100 de grame? Greutate? Dacă ar avea cât ai tu? 60 de chile. Te-ar distruge, ar omorâ un animal de aceleași chile. Adică înțelegeți unde bate. Astăzi vom arunca o privire la top 12 cele mai mortale insecte din lume. Haideți să începem. 12. Țânțarul anofel. Începem topul nostru cu literalmente cel mai mortal animal din lume. Dacă te-ai gândit la rechini sau hipopotami, ești mult prea departe de răspunsul corect. Cât de departe? Ei bine, cu vreo câteva sute de kilograme prea departe. Faceți cunoștință cu cel mai mortal animal din lume, insuportabilul, enervantul și modestul țânțar. Cum poate o creatură atât de minusculă să provoace daune atât de mari? Ei bine, răspunsul se află în cantitate, nu în calitate. Cu toate că mușcătura unui țânțar poate provoca cel mult iritații sau umflături, peste 1 milion de oameni mor anual din cauza țânțarilor sau mai degrabă din cauza parazitului purtat de o specie anume de țânțar, țânțarul anopheles. Paraziții din genul Plasmodium se înmulțesc în globulele roșii din sânge, cauzând boala cunoscută sub numele de malarie. Aceasta se manifestă prin diverse simptome, printre care febră, anemie, simptome specifice gripei sau chiar moarte. Care este cea mai înfricoșătoare parte? Momentan nu există niciun vaccin eficient împotriva malariei, doar medicamente care pot reduce riscul infectării. Deci, cea mai bună modalitate de a nu contracta boala este să te ferici de țânțari. Mamă, îți dai seama cât de periculos e, frate? Ieși tu în aventură, te duci în junglă și deodată faci așa, te... Ai omorât țânțarul, dar tu simți că te-a pișcat și spui, lasă-mă că e un țânțar normal și de fapt e un țânțar de ăsta ucigaș. 11. Furnica roșie de catifea. Decimutila accidentalis sau furnica roșie de catifea. Primul rând, dacă văd vreodată așa ceva pe jos, am fugit. Am fugit 2 km. Nu pot să stau lângă așa ceva. Voi vedeți cât de mică e, dar nu mă interesează. Dacă e la mine în casă, e casa ei. Gata, nu, am lăsat-o. Și a câștigat o poreclă demnă de premiile Oscar. Această insectă cu aspect catifelat este cunoscută sub numele de, fiți atenți, ucigașul de vaci. Și că tot vorbim de nume ciudate, iată un alt lucru interesant. Furnica roșie catifelată nu este de fapt o furnică, ci o specie parazită de viespe nativă zonei estice a Statelor Unite. Motivul pentru care este deseori confundată cu furnică este faptul că femelele nu au aripi. Această specie de viespe atinge 1,9 cm lungime. Corpul afișează un tipar format din dungi roșii, portocalii și negre și este acoperit de peri catifelați. Masculii au aripi întunecate translucide. Vă amintiți porecla de adineori? Ei bine, chiar dacă înțepăturile femelelor nu sunt atât de puternice încât să omoare o vacă, ele sunt extrem de dureroase. Așadar, dacă vedeți aceste insecte prin apropiere, asigurați-vă că purtați încălțăminte. Este un băiat pe YouTube, în afară bineînțeles, care face tot felul de videoclipuri cum se lasă ciupit de anumite insecte și mi se pare că s-a lăsat ciupit de insecta asta. De la 3 la 5 minute țipă în agonie, e teribil. Și de asta are și porecla de cow killer, adică ucigător de vaci. Știi, nu ucide o vacă pe bune, dar la nivelul ăla ar putea să fie, mă înțelegi? Ce? Viespea asiatică uriașă. Vă amintiți cum în luna mai a anului trecut, americanii au intrat în panică la gândul că o specie de viespi uriașe a pătruns în Statele Unite? Ei bine, astăzi o să aflăm de ce erau aceștia atât de speriați. Iată o fotografie cu o viespe obișnuită.
Și acum, iată o fotografie cu o viespe asiatică uriașă. De ce a trebuit să adauge sunetul ăla? Efectiv, m-am speriat, mi-a sărit puțin inima. Dacă nu adăuga niciun sunet, nu mă speriam. Viespea asiatică uriașă este cea mai mare specie de viespe din lume și poate fi întâlnită în Asia de Est, Asia de Sud, în estul Rusiei, iar începând cu anul 2019, unele specimene au fost observate în America de Nord. Această insectă înfricoșătoare se hrănește cu insecte mai mari, miere și colonii de insecte eusociale, precum albinele. Viespea poate atinge 45 mm lungime, o anvergură a aripilor de 75 mm și are un nac de 6 mm lungime, care injectează un venin extrem de puternic și dureros. Un entomolog de la Universitatea Tamagawa, Masato Ono, a descris împunsătura ca fiind asemănătoare cu un cui încins care îți străpunge carnea. Pentru o persoană non-alergică, mai multe înțepături pot deveni letale dacă doza de venin injectată este suficientă. Efectiv, ce v-am spus adineori. Doar s-a mărit foarte, foarte puțin mărimea, să spunem că este de 2 ori sau de 3 ori mai mare decât o viespe obișnuită și deja este absolut terifiant. Da să fie o viespe cât capul meu, păi mori. Mori, insectele sunt pe departe cele mai înfricoșitoare vietăți pe planeta asta. 9. Musca țețe. Ți s-a întâmplat vreodată să fii trezit brusc din somn de o muscă enervantă care voia să-ți șoptească la ureche? Ei bine, următoarea muscă este notorie pentru modul în care afectează somnul oamenilor. Musca țețe este o specie parazită de muscă din genul Glossina, care se hrănește cu sângele animalelor vertebrate. Musca țețe este un parazit obligatoriu, adică are nevoie de o gazdă pentru a-și completa ciclul de viață. Ea poate fi întâlnită în Africa tropicală. Muștele... E bine, la noi în România nu o să vină prea curând. Țețe ating 0,5-1,5 cm lungime și au o formă ușor de recunoscut, ceea ce le face să fie greu de confundat cu alte specii de muscă. La fel ca în cazul țânțarului anofel, nu mușcătura propriu-zisă a muștei este cea care cauzează cele mai mari daune, ci organismele parazite care sunt transmise prin mușcătură, Trypanosoma brucei. Aceste organisme cauzează o afecțiune numită tripanosomiază africană sau, așa cum mai este cunoscută, boala somnului. Simptomele includ febră, migrene, iritații, dureri articulare, stări de confuzie, pierderea coordonării și tulburări ale somnului. Iată o insectă care te va ține treaz noaptea. Mamă, am pus pauză o secundă și aici, în spatele camerei, se îmbrățișează oamenii. Ne vedem, bro. Hai. Albina ucigașă. Faceți cunoștință cu albina africanizată sau, așa cum mai este cunoscută, albina ucigașă. Ăsta da nume înfiorător. Specia a fost obținută prin încrucișarea albinei est-africane cu diferite specii de albine europene, cum ar fi cea italiană sau cea iberică. Deci, ce o face pe această albină să primească o astfel de poreclă cutremurătoare? Ei bine, albinele ucigașe sunt mult mai defensive decât alte specii de albine. Peste 1000 de persoane au decedat în urma atacului lor, victimele primind de 10 ori mai multe înțepături decât în cazul speciilor europene. În caz că te gândeai să fugi, avem o altă surpriză pentru tine. Albinele ucigașe pot urmări o persoană pentru mai bine de 500 de metri. Poți fugi, dar nu te poți ascunde de albina ucigașă. Păi și care este cel mai bun sfat să te ascunzi de această albină? Să o omori? Mă îndoiesc că nu prea ai cum să o omori, pentru că dacă dai de una, în niciun caz nu este doar una. O să fie mai multe în jurul ei. Fai de mine. Cum să n-ai cum să fugi? Adică da, chiar n-ai cum să fugi de o albină. Cred că ai putea să te arunci în apă, pentru că nu poate să intre în apă și să o stropești. Dar tot nu ar avea sens, pentru că o să te aștepte să ieși la suprafață și fix cum ai ieșit, bac, îți mai trage înțepătură. Mamă mea, chiar nu vrei să intri într-un atac. 7. Gândacul sărut. Iată un gândac care nu știe să respecte barierele sociale. Gândacul sărut sau gândacul vampir, așa cum mai este cunoscut, poate fi întâlnit în Asia, Africa și Australia. Și nu, dacă îi accepți avansurile, nu se va transforma într-un prinț, dar, cu siguranță, îți va lăsa un cadou. Și prin cadou ne referim la parazitul Trypanosoma cruzi, care cauzează afecțiunea Chagas. Bun, deci tot ce trebuie să faci e să te ferești de această insectă dubioasă, nu? Ei bine, mai ușor de zis decât de făcut. Porecla gândacului sărut face referire la modul său de hrănire. Acest gândac este cel mai activ pe perioada nopții, timp în care se hrănește cu sângele animalelor, păsărilor, reptilelor și chiar al oamenilor. Și dacă credeai că nu se poate mai rău,
acești gândaci preferă să muște de față sau chiar de buză. Cât de gravă este afecțiunea Chagas? Ei bine, simptomele variază de la febră, umflarea ganglionilor și dureri de cap, la stop cardiac și chiar leziuni nervoase. Ăsta a dat sărut letal. Vai de capul meu, ceva mai înfricoșitor de atâta nu cred că poate să existe. Să te trezești din mijlocul somnului să vezi un gândac aproape de gura ta sau chiar pe fața ta. Aș muri. Mori, deci pentru o secundă îți părăsește sufletul, corpul, după revine și atunci explodezi. Știi? Vai de mine, n-aș putea să trăiesc. Adică, bă, nu cred că am o fobie de gândaci sau de păienjeni, dar tot mi-e scârbă de ei, că doar nu sunt psihopat, să n-am nicio reacție când îi văd. Îți sare inima din piept dacă ți s-ar întâmpla așa ceva. 6. Furnica glonț. Nu avem de-a face cu un membru al unei bande mexicane, ci cu o insectă de o notorietate asemănătoare. Furnica glonț atinge 18-30 mm lungime și are un corp roșiatic negru. Chiar dacă furnicile nu sunt agresive, acestea devin feroce atunci când vine vorba de apărarea propriului teritoriu. Cât de dureroasă este mușcătura lor? Ei bine, Justin Orval Smith, un entomolog american, o descrie cu următoarele cuvinte. Se compară cu mersul pe cărbuni încinși, în timp ce ai un cui de 10 cm înfipt în călcâi. 5. Miriapodul. Mamă, vă imaginați cât de dureros poate să fie? Doamne, și o chestiuță de 18 mm și damage poate să-ți cauzeze corpului. Doamne ferește, nu pot să cred așa ceva. Acum că știu toate lucrurile acestea, mi-e și mai frică de insecte. Nu cred că mă ajută clipul ăsta deloc. Mai mult o să fiu din ce în ce mai cep, că nu devii mai precaut. N-ai ce măsuri să iei după ce vezi clipul acesta. Pur și simplu mă gândesc să ai grijă dacă te duci vreodată în Africa sau în... sau prin păduri, să ai grijă. Podul gigant. Probabil așa arată un coșmar devenit realitate. Miriapodul gigant reprezintă cea mai mare specie de miriapod. Până să continui, vreau să zic ceva. Pozele folosite în topul acesta, voi vă dați seama că sunt reale, cineva chiar a făcut poza asta. Cum n-ai nicio reacție când e dita mai dragonul pe mâna ta? Chiar aș vrea să știu. Având o lungime care depășește 30 cm. Acesta poate fi întâlnit în America de Sud și Caraibe, unde se hrănește cu alte artropode, amfibieni, reptile și chiar mamifere. Pe lângă faptul că sunt hidoase, aceste creaturi pot fi extrem de periculoase. În 2014, un copil de 4 ani din Venezuela a murit după ce a fost mușcat de un miriapod gigant care se ascundea într-o doză de suc deschisă. 4. Căpușa. Probabil cu toții sunteți familiari cu Lyme, boala care poate fi transmisă de căpușe. Ei bine, ce s-ar putea să nu știți este că aceste insecte pot transmite numeroase alte afecțiuni, printre care encefalită, babezioză, febră butunoasă și febra hemoragică de Crimea-Congo. O căpușă care s-a atașat deja de gazdă se poate hrăni zile în șir. Saliva căpușei poate penetra pielea în timpul procesului de hrănire, iar dacă aceasta conține un patogen, organismul va fi transmis gazdei. Când vine vorba de creaturi minuscule cu renume de temut, căpușa se află pe primele locuri. 3. Omida Saddleback. Nu-ți face griji, Omida Saddleback nu te va mușca sau înțepa în timp ce dormi, sau în timpul unei plimbări prin livadă. Dacă urmăriți canalul acesta de mult timp, probabil știți că diverse animale folosesc aspectul colorat pentru a-și avertiza prădătorii. Ei bine, Omida Saddleback nu reprezintă o excepție. Corpul ei este acoperit de peri îmbibați într-un venin extrem de puternic. Atingerea lor poate provoca iritații, umflături și chiar vărsături. Unii oameni însă au reacții mai severe, care includ migrene, simptome gastrointestinale, astm, șoc anafilactic și chiar hemoragie. Dacă ți se întâmplă să atingi această umidă, asigură-te că îndepărtezi perii cât mai repede posibil. Nici nu prea am ceva de spus despre umida asta, deci vreau să vă spun, dacă aș vedea așa ceva în realitate, aș spune că e o jucărie, adică chestia asta nu arată ca o insectă, ca un gândac, ca o umidă. Nu arată, nu pot să cred așa ceva, cum există animalele astea, insectele astea pe planeta asta. Dar după cum ați auzit, e o insectă mai defensivă, doar stă pe loc, doar dacă te-ai atins de ea, are țepii aia să te... să-ți facă așa odată. Păi angelul pusnic maro. Cei dintre voi care suferiți de arachnofobie, probabil veți vrea să închideți ochii. Păianjenul pusnic maro este unul dintre cele trei specii de păianjen din America de Nord, al căror venin poate genera probleme medicale. În ce privește aspectul, acești păianjeni ating 6-20 mm lungime și au o culoare maronie sau gri închis.
Chiar dacă specia nu este foarte agresivă, veninul este destul de periculos. Un studiu clinic a descoperit că în jur de 37% din mușcături pot genera necrozarea pielii și 14% pot cauza afecțiuni sistemice. În cazuri rare, mușcătura păianjenului pusnic maro poate cauza chiar hemoliză, distrugerea globulelor roșii din sânge. Știți la ce-mi trecea prin minte când mă uitam la pozele cu păianjenul respectiv? Chiar mă gândeam, eram... Bă, frate, eu nu cred că am fobie de păianjeni. Cred că aș putea să țin unul în mână. Și după mă uitam la pozele astea, păianjenul respectiv, și parcă simțeam așa cum mi se făcea un gol în stomac. Cred că ușor, ușor am dobândit o fobie către păianjeni. Dacă nu, doar era foarte scârbos păianjenul de adineori și de-abia puteam să mă uit la el. După ce în 2020 a fost lovită de un virus mortal și incendii forestiere, Australia a trebuit să se confrunte și cu o invazie de păianjeni mortali. Păianjenul funnel-web de Sydney face parte din familia Atracidae și poate fi întâlnit de obicei pe o rază de 100 km în jurul orașului Sydney. Mușcătura acestor păianjeni este extrem de periculoasă, fiind capabile să cauzeze afecțiuni severe sau chiar deces în lipsa îngrijirii medicale. Veninul conține un compus numit delta-atracotoxină, care este extrem de toxic pentru primate și oameni. Simptomele fizice pot include spasme musculare, dispnee, dezorientare, confuzie, pierderea cunoștinței, hipotensiune și chiar moarte. Cartea recordurilor a... Deci dacă te-a mușcat pe aia genul ăsta, te-ai dus. Crede-mă, te refuză toate spitalele, nu mai ai ce să mai faci. Am coronat păianjenul Funnel Web de Sydney drept cel mai veninos păianjen din lume. Credeți-mă la cum arată, chiar cred că este cel mai veninos păianjen din lume. Și fraților, din păcate se termină aici acest videoclip, sau poate din fericire, pentru că nu mai suportam să văd toți păianjenii ăștia atât de scârboși și toate speciile astea de insecte. Sincer, cred că mi-a ajuns. Astea au fost 12 cele mai mortale insecte. Spuneți-mi dacă ați învățat ceva din videoclipul acesta, dacă știați deja informațiile respective sau dacă cumva v-ați dezvoltat o mică fobie pentru insecte, că eu am cam făcut-o puțin. O să fiu mult mai precaut de acum înainte cu privire la ce insecte stau pe lângă mine. Nu uitați, fraților, dacă ați ajuns până în punctul acesta al videoclipului, v-aș ruga să nu uitați să apăsați pe subscribe. Credeți-mă, chiar vreau să ajung la 100 de milioane de abonați, așa că fără ajutorul vostru nu se poate. Ne vom revedea data viitoare. Ua, ba, 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 ba.